Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, dragi prieteni, bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la știrea cea bună. Sunt Cornel Bărbășan și în această seară, cum să nu, în direct, e o onoare pentru mine. Mulțumesc! Pentru că nu e bine nici să fii mândru, nu e bine nici să fii nobody. Toni, îți dai seama cât de importante sunt cuvintele pentru un copil? Ne interesează decât să ne fie nouă bine și celor apropiați ai noștri. Vă doresc să fiți înțelepți. Și încă ceva foarte important. Ce își doresc femeii? V-ați gândit vreodată că veți ajunge atât de important în România? Nu știu dacă sunt important. Eu cred că în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Bine, n-ați spuneți. Asta e singura soluție. Deci, mare problemă la noi, dacă te duci într-o biserică neoprotestantă, ai băut, să nu vei să nu fumezi. Da. Atât. Top n-ai voie să fie chestia asta. De obicei, toate zilele sunt dificile. Fii atât de înțeleaptă tot tu ca femeie și retrage-te, dar retrage-te în liniște și bucurie. Uite un lucru, Cornel. Poți fi mai credincios la tine acasă decât un fariseu cu cruci pe piept. Eu nu mă adresez vouă. Știu că le știți. Dar sunt tineri care nu le știu. Când nu mai ești liber, poți să fii manipulat. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire mâine seară. Seară bună! Bună seara, dragi prieteni, bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Cornel Drăvășan și în această seară avem bucuria să ne apropiem încet de zilele de vacanță. Sper că le așteptați și dumneavoastră la fel de mult cum le aștept și eu. Dar ne bucurăm că în această ocazie avem invitați deosebiți, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Împreună cu noi în această seară se află doamna Crăița Enegoagă, program manager, adică e specialist în IT și antreprenor. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și Andrei Goagă, director de imagine, regizor și antreprenor. Bună seara, Andrei! Bună seara! Bine ați venit! Ne luăm cu dumneavoastră sau cu tu? Cu tu, nu? Nu, ne-i mai simplu așa. Ne bucurăm foarte mult. Nu i-am introdus în scenă cum facem noi de obicei, nici nu o să vă spun prea multe știri astăzi, pentru că însăși venirea acestor doi tineri deosebiți în platoul nostru este o știre și o să vedeți de ce. Andrei, cum era elevul Andrei Goagă? Elevul Andrei Goagă e de mult. Deci am o memorie foarte limitată, că acum mă întreb de perioada de a fi elev, nu mai țin minte foarte mare lucru. Chiar cred așa? Că, da. Mă uit la băiatul meu cel mic, care are 2 ani și 9 luni acum și cred că încep să mă aduc aminte de la vârsta aia abia. Când o să ajungă și el la gimnaziu să fie elev și în școala generală, o să mă aduc aminte și el. Dar ai învățat bine, dacă ești regizor astăzi și antreprenor. Da, așa. Părinții lui ar ști cum e elevul Andrei Goagă, pentru că au fost profesori și au fost chiar profesori. Deci a fost un elev. Mama a fost profesoară de chimie și fizică. A fost te-ai îndrăgostit de chimie și de fizică? Nu. Nu? N-am avut tangențe pe partea asta, dar mi-a plăcut științele exacte. Matematica tot. Matematica, informatică, am făcut liceu de mate info. E clar. Am dat bacul la info. Deci, asta este cumva un punct comun și pe partea de informatică. Mi-am băgat nasul și în cod câteodată, dar am făcut multe lucruri de atunci. Crăița, ce nume frumos! Mulțumesc! E unic, nu l-am mai auzit până acum. Nici eu n-am întâlnit chiar pe nimeni vreodată cu acest nume. Mama mea a fost... E o floare? Este o floare, da. O floare micuță portocalie. Portocalie, galbenă. Și mai am încă un nume, am două nume de flori. Și da, și surorile mele au nume la fel interesante și deosebite. Mama a fost foarte creativă când ne-a numit. Cum era eleva Crăița? Am fost selitoare, am fost o elevă selitoare, mi-a plăcut să citesc mult, mi-a plăcut să învăț. Și matematica, totuși? Matematica, informatica, științele exacte. Am cochetat cu ideea artistică să dau la teatru, l-aș fi cunoscut pe Andrei dacă aș fi dat mai devreme, dar m-a atras prea mult matematica, studiat cibernetică și lucrez în IT de 10 ani. Mamă, deci asta este pentru mine ceva SF.
Matematica. Mi-a plăcut și mie matematica în clasa 8-a. Am știut geometria în spațiu, dar din clasa 9-a deja nu mai puteam suporta. Iar niciodată n-am știut să fac integrale. Deci niciodată. Nu, n-am perceput chestiile alea. Sunt grele? Sunt frumoase. Analiza matematică. Eu l-am învățat pentru BAC. O, Doamne, frumoase! Integralele sunt frumoase. Sunt, da. Deci și trigonometria e așa de frumoasă cu cercul. Tind la infinit, deci poți să faci tind la infinit. Din integrale. Tot artistice, într-un fel. Și matematică e o artă. Da, e ceva foarte interesant să-ți placă matematica. Dar uite că amândoi v-ați realizat și pe linie de IT. Computere, regie, până la urmă, ce legătură este între regie și IT? E o legătură, în anul 2020, toată partea artistică are o foarte mare fundament tehnic în spate. Acum, eu am terminat imagine de film la un ATC. Mai mult filmez, mă joc cu lumina, cu camerele de filmat și mai departe. Deci am văzut când ai intrat aici în studio, imediat te-ai uitat, pac, lumina. Da, m-am uitat ce filtre sunt pe aici, că aveți tungsten, nu sunt pe LED, de genul ăsta. Și eu când am făcut facultatea, am învățat pe peliculă de film. Aia care face în casetă, se învârte și avem 24 de fotograme pe secundă. Și a fost perioada în care s-a făcut tranziția la digital. Deci ai fost foarte privilegiat. Ai prins și sistemul vechi și sistemul nou. Da, exact. Și acum știi exact care e situația. Când te uiți la un film, știi cum a fost făcut. Exact, da. Da. Și cum v-ați cunoscut voi? 2009, cred că ne-am zărit prima oară în biserica pe care o frecventam amândoi și în care încă suntem membri. O biserică baptistă din București, Bona Vestire. În 2012 implicați niște activități de voluntariat cu tinerii bisericii. Ce program făceați voluntariat? În ce domeniu? Noi ne ocupam de tineretul bisericii și mai ales ne-am implicat foarte mult amândoi pe partea de promovare, de partea de marketing, pe zona creativă. Am fost motorul care a dezvoltat lucrurile creative din perioada aia și așa ne-am apropiat și așa ne-am descoperit că putem să facem echipă bună în a face lucruri creative împreună. Deci plecând de la partea matematică și reală, ne-am unit forțele pentru a face lucruri frumoase și cu impact pentru societate. Asta ne-am dorit în primul rând. Și cum ai cerut-o de nevastă? M-am cerut-o de nevastă. După 4 zile doar de relație. După 4 zile de relație? Da. Bine, eu eram într-o delegație, mai lung, dar e frumoasă povestea noastră. Eram într-o delegație în Japonia, am discutat mult împreună. Online. Singură. Și când m-am întors, știam că o să ne căsătorim. Dar în a 4-a zi după ce m-am întors, m-a cerut în căsătorie. Inelul a venit după încă 3 luni. Probabil a trebuit să-l caut mai mult. Că aici este problema. Cum știai că o să te căsătorești? Știai că e băiatul de care îți legi visele tale? Știai, simțeai? O femeie simte tot timpul chestiile astea? Da, pentru că sentimentul acela de îndrăgosteală, dacă nu vine și cu o pace profundă și cu o siguranță profundă, este doar un fluturaș care poate veni și trece. La noi a fost ceva foarte profund. Am și rugat foarte mult. Avem în comun credința în Dumnezeu și valorile noastre. Știam că vrem să mergem în aceeași direcție. Și atunci, după multe discuții și rugăciuni, eram convinși când ne-am văzut că și relația va merge mai departe. 4 zile de relație, de prietenie, cum ar veni. Da. Dar înainte vă cunoscuserăți mai mult. Da, mai lucraseră. Dar după ce v-ați hotărât să vă intersectați drumurile, de atunci 4 zile. Da, da, da. Și cum a fost momentul? Asta a fost un moment intim. A fost așa o cerere verbală, fără inel, fără... Da, o discuție doar. Fancy. Dar asta a urmat peste 3 luni de... 8 martie am zis că e cazul să-i fac o surpriză de proporție la momentul ăla. Așa că am cumpărat niște bilete de avion și am fugit o zi până la Paris. Aveam inelul la mine, ea nu știa nimic și undeva pe un pod peste Sena
Cu turnul Eiffel în spate, nu? Nu, am urcat și în el după. Am urcat după, da. A fost frumos, e romantic, Andrei. Minunat. Mă bucur foarte mult când văd așa tineri îndrăgostiți care deja s-au căsătorit și au aveți și copii. Da. Avem doi copii, un băiețel de 2 ani și 9 luni și o fetiță de 7 luni, care acum sunt acasă cu bunicii. Mulțumim bunicilor că i-ați lăsat să vină în seara asta împreună cu noi. Asta e primul nostru date în care am ieșit fără copii din casă. În 3 ani de zile. Wow! Deci emisiunea Știrea Cea Bună e parte din viața voastră. Puteți să țineți minte că e prima dată când ați ieșit fără copii după... Exact, după ce am devenit părinți. Foarte interesant. Mă bucur, mă bucur. Dragilor, de ce v-am invitat eu astăzi? Colindând pe coridoarele internetului, am văzut o chestie pe care eu aveam în cap de mult. Deși nu sunt nici designer, nu sunt nici specialist în vestimentație, nu sunt decât un amator care uneori împreună cu soția lui caută niște haine importante, nu importante, frumoase pentru femei, care să fie și decente în același timp. Și am și o fetiță și știu ce înseamnă să cauți în tot conglomeratul ăsta de magazine niște haine. La noi, la bărbați, arunci un costum pe tine, asta e, nu e o problemă. Dar la o femeie nu poate să iasă nici oricum din casă și nici nu poți să te duci într-un loc public sau într-o întâlnire de business sau într-o seară în care sunt mai mulți oameni, un concert și așa mai departe, îmbrăcată oricum. Și există această povară a unor femei care vor să fie și frumoase și decente, care nu prea se găsește în România, sau poate eu sunt un pic mai necunoscător. Și în momentul în care am dat de voi pe internet, am văzut ceea ce faceți, dincolo de regie și de IT, că de o bună bucată de vreme v-ați apucat de un proiect. Și proiectul ăsta m-a cucerit prin ceea ce am văzut. Și am zis, dacă ar fi posibil să vină la mine acești copii drăguți, aș fi foarte bucuros. Și ceea ce vreau să spun, dragilor noștri privitori, este că, doamnelor și domnilor, în seara asta nu eram sigur că o să fac emisiune, nici nu mi-am programat invitați, pentru că am fost plecat într-o delegație, m-am întors foarte obosit și zic, doamne, nu mai fac marți seara, că pregătim programe pentru săptămâna viitoare și săptămâna înainte de anul nou. Dar așa am simțit un îndemn, zic, măi, nu se poate, vin și facem emisiune. Când a pornit povestea voastră cu aceste produse vestimentare, din perspectiva mea, excepționale. Mulțumim pentru apreciere. E mai lungă povestea la nivel de De la început, de spuneți, avem timp. Adică au fost câțiva ani în urmă în care noi tot discutam și asta a pornit în principiu de la Crăița, că n-avea cum să pornească de la mine. Da. Cu fiecare eveniment treceam și eu prin ceea ce probabil trec multe, multe tinere, multe doamne. Să-ți cauți ținuta ideală pentru un eveniment și o găseam foarte greu. Și după nenumărate astfel de procese de a căuta rochia perfectă în oraș, care să fie și frumoasă și elegantă și decentă. Deci și... exact ce spuneam eu. Exact, exact. Ne-a venit ideea, am zis, mai odată și odată va trebui să creăm noi aceste rochii dacă ne e așa de greu să le găsim. Andrei probabil ca să nu mai petreacă ore în șir cu mine la cumpărături, i-a spus și mai mult ideea. Și anul trecut a luat inițiativa și a zis, haide că tot avem ideea asta de mult, haide să ne apucăm de treabă. Ați avut ceva studii în domenii, ați avut croitorie, chestii, bază. Singurul lucru pe care ne-am bazat din punctul nostru de vedere a fost partea asta de imagine, de film, de regie. Am știut că toată partea de marketing e cumva asigurată, pentru că voi putea să creez fotografiile, videourile. Fiind creativi amândoi, având deja bază în alte domenii, știați că partea asta va fi una făcută profesionist, ceea ce este foarte important. Din perspectiva mea, una dintre cele mai importante părți ale business-ului este promovarea. Noi putem să avem produse extraordinare, dar dacă nu știe nimeni despre ele, degeaba avem aceste produse. Exact. Așa. Și am zis, ok, noi știm să facem chestia asta, am strâns niște economii, am avut și posibilitatea să investim în firma asta și am zis, ok, hai să riscăm și să încercăm să facem ceea ce Crăița visa și că și-ar dori să poarte.
cum facem chestia asta în modul profesionist de a face lucrurile, adică să căutăm oameni care să aibă aceeași viziune cu noi, care să o înțeleagă, care să-și dorească să o pună în practică. Cât de importantă e viziunea în acest moment al business-ului? Cred că viziunea e totul. Practic, noi nu ne apucăm de asta dacă nu există viziunea. Exact. Am vrut să aducem un produs premium, elegant, decent, un produs care știm că nu există în momentul ăsta pe piață și este foarte greu de găsit. Poate există câteva produse la alte branduri, dar nu este un brand dedicat pe chestia asta. Și atunci, pentru că ne-a plăcut, am vrut foarte mult să promovăm valorile astea, am zis că este nevoie să creăm brandul respectiv. Și am făcut-o angajând oameni care se pricep. Și am contactat o designeră, pe Ana Maria Burlui, care ne-a ajutat să creăm prima colecție. Și, dar voi v-ați dat veto, a zis așa, da, așa, nu, nu e... Da, direcția, linia creativă am dat-o noi și am supravegheat-o atent, mai ales Creița, seara, după ce dormeau copiii, pentru că și asta a fost un punct din poveste. Practic, spuneai că ai o fetiță și fetița a apărut la noi odată cu firma. Practic, cât a fost ea însărcinată, a fost și perioada în care noi am creat și am pus pe picioare business-ul, am amenajat atelierul, am căutat oamenii, ne-am dat seama cum se face business-ul ăsta. Am plecat la târguri internaționale ca să căutăm materiale, pentru că pe aici am bătut toate depozitele, tot ce era adus în România ca și material nu era de o calitate pe care nouă ni se părea ok, așa că trebuie să căutăm în afară, din păcate. Știm că România a avut o tradiție foarte mare și bună, îndelungată în textile. Dar așa cum s-a întâmplat și cu alte lucruri, s-au dinamitat majoritatea acestor fabrici de confecții senzaționale pe care le-a avut România. Poate că veșnicia ne va spune într-o zi cam cât s-a risipit în țara asta, de la industrie, cu fabrici, cu toate astea, până la ultimul cent pierdut aiurea de dragii noștri politicieni. Cât s-a risipit, sperăm să putem să reconstruim, cel puțin avem încredere că generația noastră sau generația care vine poate să își pună inima și mintea la contribuție. Ca să... Așa cum spui tu că ai prins pelicula și modernul în film, pot să zic că am o vârstă care m-a ajutat să văd aspecte de dinaintea căderii comunismului și de după căderea comunismului. Deci am prins absolut, aveam fascinație prin naștere să mă uit la etichete. Și toate fabricile acestea de confecții din țară, la care aveam acces în zona Aradului, le cam știam pe de rost. Îmi plăcea să spun titluri, nume din asta, de mic copil. Nu știu dacă mai rezistă una, două, fără să fi făcut un studiu foarte amănunțit, dar care să fi rezistat ca brand de atunci și până în zilele noastre. Deci este dramatic ce s-a întâmplat. Asta e o chestie foarte interesantă. Sunt încă fabrici care merg în România și care lucrează așa numitul LON, adică produc aici foarte mult pentru branduri din afară. Adică toată concepția, toată creația, toată partea de marketing de brand este din afară, dar munca efectivă, care este și cea mai puțin plătită, cea mai prost plătită, se face aici. Și asta a fost unul dintre lucrurile care ne-a entuziasmat pe noi, să putem să facem creație în România, să putem să gândim brandul în România și să putem să creăm o organizație, în momentul ăsta mică, avem un atelier micuț, dar care să aibă un ADN 100% românesc și care să poată să producă ceea ce visăm românește în condițiile din România, cu oamenii din România. Crăița, povestește-ne puțin despre viziunea. Ce fel de haine ai dorit să creezi? Ne-am dorit un stil atemporal, o eleganță clasică, care să pună în evidență feminitatea, grația femeii. Grația este un fel de a fi pe care dorim să-l promovăm în și prin femeile care ne poartă creațiile. Vrem ca ele să se simtă puternice, să se simtă apreciate pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce poate trendurile sau showbiz-ul din ziua de azi pune presiune pe femei să arate. Noi credem că Dumnezeu a creat toate femeile cu o valoare, femeile și bărbații, cu o valoare uriașă și că valoarea stă în ceea ce tu ești în interior. Orice, nu ceea ce arăți prin anumite exact, vestimente. Exact. Orice femeie poate să strălucească la orice eveniment prin ceea ce este.
Iar eleganța ține cumva de atitudine. Noi asta vrem să promovăm. Eleganța ține de atitudine. Da, piesa vestimentară pe care o adăugăm poate fi minunată sau poate fi mai puțin minunată, dar dacă eleganța ta, dacă tu ai eleganța aceasta interioară, vei alege în consecință. Și ceea ce noi propunem este ceva ce eu nu am găsit pe piață. Iată, avem deja imagini cu ceea ce faceți voi. Exact, aceasta este una din rochile noastre cele mai apreciate pe care am creat-o. Da, absolut originale, superbe. Asta zici că este o mixtură între o rochie princiară din anii 1800 și 2020. Deci ceva foarte interesant. Te-ai uitat la filme? Ce ai făcut? Te-ai uitat? Te-ai documentat? Ai închis ochii? Ai visat? Am stat cu telefonul în mână în timp ce eram cu copilașii în brațe așa de mult căutând pe internet idei. Am avut multe idei, dar neavând din fire acest talent de a desena, Ana, designera noastră, a fost cea care practic mi-a luat din minte ideile și le-a creionat așa de frumos și de corect pe hârtie. Spuneai ceva de zona Aradului. Da. Designera care ne-a ajutat este din Arad. Și da. Când am început colaborarea cu ea, tocmai se muta în București pentru că s-a căsătorit și a venit aici și își căuta un job. Da, exact. Și rochia pe care o poartă Crăița acum a fost prima schiță pe care Crăița a desenat-o și da. Ea a executat-o la Arad până când să ne întâlnim și să începem atelierul aici. Și am zis, ok, uite, rochia asta arată ca lucrurile pe care noi ni le-am imaginat și poate să reprezinte brandul pe care vrem să-l creăm. Și avem, we have a business, ca să zic așa. Și avem ce să creăm și putem să mergem mai departe. Și asta a fost punctul de început. Da, e chiar de prințesă, într-un fel. Da, ne dorim să mergem cumva așa, parcă puțin în zona aceea princiară. Și numele, de altfel, sugerează același lucru. Sunt haine pe care credem că le-ar alege chiar și membrii familiilor regale din Europa. Au acea notă de eleganță și de distincție, de decență. Un rafinament, exact, un rafinament deosebit, care niciodată nu vrem să încalce limitele acestea ale decenței, pe care, într-adevăr, fiecare femeie și le stabilește la anumite niveluri, dar noi, prin ceea ce creăm și promovăm, promovăm decența ca valoare. Da, am observat în desene animate, nu, care sunt la mare căutare astăzi cu tehnica modernă, cu regia învățată într-o 100 ceva de ani, nu? Mm-hmm. Pentru că atunci când vezi un film de genul Frozen sau mă rog, mai zi altele, era un bivol din ăsta. Încă nu au crescut copiii atât de mult să ajungă la desene. Mă refer la ideea de a promova în aceste desene animate chiar vestimentație elegantă și decentă, ceea ce mi s-a părut lăudabil la un moment dat, în anumite producții, nu în toate, dar nu o să vezi niciodată pe Albă ca Zăpada prezentată elegant într-o rochie deasupra de genunchi sau, în general, sunt rochii acestea de prințese frumoase, care strălucesc prin altceva decât prin expunere, așa cum ai spus, în expunerea anumitor părți ale corpului. Bun. Ați început în urmă cu cât timp? Un an și trei luni. Un an și trei luni. Da. Și am lansat, după ce am născut fetița în mai, în iunie am lansat prima parte a colecției, în august a doua. Practic, acum avem o colecție lansată pe site, lucrăm la următoarea de primăvară și e o aventură frumoasă. A fost greu, am învățat multe, neavând experiență dinainte, noi am învățat practicând, văzând și făcând. Dar mie mi se pare asta cea mai tare chestie. Așa zice și modeliera noastră. Avem o croitură asta excepțională, care la interviu ne-a spus: sunteți foarte curajoși că intrați în asta fără nicio experiență. Nici nu trebuie să știi prea multe lucruri la un moment dat ca să intri cu capul înainte, că dacă ai ști toate detaliile, asta ne-a zis și ea. Nu, exact. N-ai avut când ai avea curajul. Exact. E un lucru interesant. Eu, venind din lumea filmului, m-am obișnuit de-a lungul timpului să abordez fiecare proiect în necunoștință de cauză, pentru că, într-un fel, asta este esența meseriei și ceea ce am învățat în facultate, să fiu mereu pregătit pentru necunoscut și să poți, din ceva care poate vezi la prima vedere, să îl transformi într-un cadru de film sau într-o fotografie care să exprime și să transmite ceva. Și asta a fost lucrul pe care eu ce m-am bazat când am intrat în business ăsta. După aia a mai fost experiența de corporație americană a Crăiței,
în ceea ce privește lucru cu colegii noștri, crearea echipei și felul în care ne raportăm la business-ul ăsta. Ne dorim foarte mult să aducem și valori de business sănătoase prin ceea ce facem. Întrebarea centrală. Ce impact a avut acest curaj al vostru între prieteni, între designeri din România, în lumea aceasta foarte delicată a modelingului, care este o lume plină de bani și de oportunități, de uși deschise, de uși închise? Poate unii, în momentul în care susțineți o astfel de filosofie de viață, nu vor să colaboreze așa de mult cu dumneavoastră, cu voi. Cum a fost impactul, primul impact al acestor creații? Suntem încă mici ca să fie ajuns la mese sau cu mari designeri deja consacrați sau mai mult la podiumuri sau la Fashion Weeks. Nu suntem încă acolo, dar feedback-ul prietenilor, cercul strâns al prietenilor, în prima fază a fost foarte bun. Am avut curaj să mergem un pic mai departe și să ne dezvoltăm puțin din colecție, până când am ajuns să lucrăm chiar cu blogeri foarte influenți. Prima noastră colaborare a fost cu Prințesa Urbană. Da, cu Prințesa Urbană, un blogger foarte influent care ne-a portat una din Rocky și a fost de un real succes și feedback-ul venit din online a fost extraordinar. Asta ne-a încurajat în continuare și în continuare căutăm astfel de persoane publice cu care să ne putem asocia, persoane care să fie exemple. Am lucrat până acum deci cu câteva blogărițe, o doctoriță, solistă la operă, actrițe, producătoare de film, suntem în discuție cu ambasadoare în România. Căutăm persoane care să rezoneze cu viziunea noastră și care să ne poarte creațiile. Credem că atunci când vrei să te dezvolți frumos ca om, ca femeie, ai nevoie de foarte multă muncă și aici femeile de carieră de care povestea Crăița au depus această muncă, s-au dezvoltat frumos. Și atunci noi vrem ca rochile noastre să fie o continuare a poveștii lor. Ele nu se transformă purtând o rochie sau alta, ci rochia noastră este transformată de către poveștile lor. Noi nu ne-am dorit foarte mult ca să vedem creațiile noastre purtate de femei puternice, de femei realizate, de femei care au muncit pentru statutul sau locul în care sunt în momentul ăsta. Și e mare bucurie să vedem când se întâmplă asta. Și ne dorim să fim un exemplu pentru tinerele generații, adolescentele. Am în ziua de azi niște exemple în media și am vrea și noi să fim un exemplu acolo. De aceea apelăm la femei de carieră care să ne poarte rochile și care să fie un exemplu pentru aceste fete, să le motiveze și spre o carieră, de ce nu, și spre simțuri estetice și un bun gust și o apreciere a acelei frumuseți adevărate pe care Dumnezeu a pus-o în ele. Unde vă putem găsi? Pe site. Peste tot. Da, pe site, în primul rând, creiasa.eu, pe Facebook, pagina de Facebook Creiasa, pe Instagram. Creiasa.eu. Da, pe Instagram, creiasa.eu. Creiasa pe Google. Deci, Creiasa este cuvântul. Creiasa de la Crăița, nu? Până la urmă. Până la urmă, asta, da. Andrei a ales numele. Acum câțiva ani. L-am găsit cu mulți ani înainte de a începe noi acest atelier. L-am ținut așa într-un sertar numele. Dar, da, el. Nu știu dacă neapărat numai de la mine, cât e un nume care înglobează perfect toate valorile noastre, ceea ce vrem să transmitem. O creiasă modernă. Deci, dacă punem întrebarea din titlu, dacă mai există creiese și în 2020, nu? Anul viitor, pot să existe creiese prin a cumpăra o rochie de la creiasă. Ele există oricum și orice rochie ar cumpăra, ele sunt creiese. Asta vrem, în primul rând, să transmitem tuturor fetelor, că a fi creasă ține de atitudine și ține de felul în care ele se văd pe ele însele. Și felul în care se autovalorifică. Foarte, foarte prețioasă ideea asta. Dar eu deja am așa un sentiment un pic de nedreptățit. Adică numai la femei faceți... Așa mă simțeam și eu câteodată prin atelier. Am zis că am și eu nevoie să-mi fac deci uite, o astfel de viziune pe care ai propus-o
unelinii vestimentare. Probabil că mai sunt în lumea asta largă, nu? Oameni care promovează decența, bunul gust și așa mai departe. Și m-am uitat puțin la prețurile voastre, nu sunt exorbitante. Adică, din punct de vedere calitate-preț, cred că e chiar foarte decent. Suntem în România, pentru România, tot ceea ce se întâmplă. Mi se pare extraordinar ca să promovezi așa ceva, să nu dorești să cu rochie să îți plătești toate bilurile, adică nu ați mers pe linia asta de câștig enorm dintr-o singură rochie, ci ați mers pe o altă linie de business, încetul cu încetul, exact. Să vă dezvoltați, ceea ce mi se pare foarte important la început, deși nu sunt un trainer în business, însă așa, la nivelul basic, de care este interesat orice român. Așadar, bărbații sunt uitați deocamdată sau aveți planuri în legătură cu problema asta? Rămâne de văzut cum, nu știu cum să răspundem la întrebarea asta, poate ține de cum ne vedem peste 5 ani. Și dacă vom avea succes și dacă va fi cerere, de ce nu? Trebuie la un moment dat să începem și la bărbați. Deși la bărbați parcă problema decenței este un pic mai... Am văzut recent niște imagini pe internet care ne-au deci, da. Scandalizat un pic, deci orice se poate. Designerii în general văd că au mers foarte tare pe exces și pe a atrage atenția prin lucruri extrem de neconformiste și cred că până la urmă a fi clasic într-o lume modernă acum reprezintă un nonconformism în sine, ceea ce este foarte interesant. Și unde vă vedeți peste 10 ani? Nu știm. Paris, New York, Londra, Fashion Week. Noi nu putem să răspundem nici unde ne facem vacanța peste două luni. Cam așa a fost viața noastră mereu. Da. Suntem mai imprevizibili de moment, așa, spontani. Dar dacă va fi să meargă lucrurile așa cum le vedem noi, ne-ar plăcea să creștem business-ul. Ne-ar plăcea să ajutăm foarte mult înapoi societatea, dacă va fi să avem un câștig mare, nu știu, vise, școli de croitorie, ce se va putea face? Aveți un loc în București unde puteți fi văzut sau deocamdată este business-ul online? Avem atelierul nostru în care clientele pot să vină să probeze rochile, să le vadă. Avem și o mică parte de showroom. Nu este nimic spectaculos, dar este un loc mic, cochet, în care încercăm să ne zvoștă. E important să atingi materialul. Ca femeie, să cumperi de pe internet, poate pentru unele nu este la fel de ușor. Dorința de a proba și de a atinge materialul poate fi destul de mare. E esențial asta. Exact, și este total pertinentă. Majoritatea doamnelor care au venit în atelier au spus că, deși pozele le-au plăcut enorm, pentru că le-au adus în atelier acele poze, când au pus mâna pe țesătură și când au văzut rochia, le-a plăcut și mai mult. Și asta este un punct foarte dacă ar fi să fim un pic onești, la capitolul business, nu că am fi fost neonești în seara asta, dar, în general, când îți cumperi de pe internet, direct, poza e mult mai frumos decât realitatea. E la noi invers. Ceea ce cred că la voi este un pic diferit. Adică, nu mi-a fost de puține ori dat să văd poza care face, hai de cap meu, când vezi așa ceva, zici, domnule, extraordinar. Și când colo, nu e mare brânză de... Având background-ul pe care îl am, tot timpul am vrut să păstrez o transparență cât mai mare. Adică culorile, de exemplu, sunt foarte bine calibrate ca să arate pe site așa cum este în realitate. Singurul lucru pe care nu putem să-l transmitem este exact cum se simte țesătura și cum stă pe tine, care este un lucru aparte și special pentru că sunt materiale premium. Din toate clientele care au sunat și au făcut programare și au venit în atelier, au ajuns să cumpere. Toate au ajuns să cumpere. Deci cine vine la noi în atelier, Foarte tare. În general, femeia intră într-un magazin fără să aibă niciun ban în buzunar, nici pe card. Poate să probeze 10 rochii și să plece cu niciuna, pentru că nu-i place. Dar ceea ce spuneți voi este deja o premieră. Asta se întâmplă în etapa de online, în care facem promovare și ele intră în contact cu produsul și au fost, cred că aproape jumătate din cliente, care au venit convinse că vor să-și cumpere o rochie și au ajuns să cumpere alt model din colecția noastră. Le-a plăcut ceva mai mult odată ce au atins. Și chiar prima clientă și-a cumpărat două rochii. Și nu numai că și-a cumpărat două rochii, și-a trimis și nepoata, era o doamnă, soacră, și-a luat rochia pentru
evenimentul fiului ei, ea urma să fie soacră mare și a trimis nepoata care la rândul ei a cumpărat tot două rochii. Și principiul acesta de recomandare funcționează foarte, foarte bine, pentru că un client mulțumit îți va mai aduce altul și scopul nostru este să avem clienți mulțumiți. Investim foarte mult în relația cu clientul, cu clienta, probe, discuții, suntem deschiși la feedback. Plus că am trimis chiar la Radu o rochie pe care a fost făcută pe măsurile clientei, măsurate de client, adică ne-am trimis măsurile, astea sunt dimensiunile, noi am creat rochia, am trimis-o, i-a venit mănușă din prima. Am mai trimis la Caracal, parcă, și la Sebeș. Și tot așa, deci lucrați și așa, pe comandă, cu măsuri, cu tot? Fie că sunt fiind la probă în atelier și atunci este mult mai exact, dar merge și la distanță și e un lucru care ne bucurăm că funcționează, pentru că am încercat să venim să le ajutăm pe cliente, să le oferim transport gratuit, retur gratuit, dacă ceva nu vine poate să-l trimite înapoi, dacă ceva nu este ok îl trimite înapoi și îl retușăm sau îi trimitem altă mărime și îi ajutăm să cumpere. Și până la materialele astea superbe, de unde le faceți rost? Acesta este din Franța, spre exemplu, este un Mikado din Franța. A fost Andrei la târguri, a ales mostre. Ne-au venit... M-am întors cu trei sacoși de rafie așa, da. Mostre. De rafie? Sacoșii erau de rafie, mostrele nu erau de rafie. Asta l-am strâns în atelier din ce am avut. Da, le-am tot analizat, am dat comandă. Cu unele materiale nu am ales să continuăm, cu majoritatea da. E foarte greu, alegerea țesături este un... Este bine că am găsit... Foarte special din crearea rochiei și greu. Am găsit deschidere la furnizor, am găsit și unii furnizori care sunt au și un concept mai artizanal de a lucra și atunci poate să ne facă materiale în serie mică sau limitată și putem să cumpărăm metraje mai puține ca să se potrivească pe tipul nostru de business, pentru că sunt foarte mulți care fac la grămadă. Apropo de materiale, e interesant de menționat că noi căptușala rochilor noastre este... de top. Este cea mai bună căptușală care există, se cheamă Cupro Bamberg, este un material inventat și patentat de japonez, o alternativă a mătăsii. Este o mătase artificială, într-un fel, dar... Artificială bazată pe fibre naturale. Bazată pe fibre naturale, da, dar nu are prețul mătăsii, are un preț accesibil și este cea mai fină la atingere, îți conferă răcoare vara, căldură iarna, e deosebită. Practic, fiecare rochie mai are încă o rochie pe dedesubt făcută din căptușala asta. Și asta este o caracteristică a rochilor premium. Pentru că dacă te duci undeva în mall și ții repede o rochie de acolo, s-ar putea să nu vină cu căptușala, pentru că este foarte mult de muncă în plus, este timp petrecut aproape dublu și pe rochie. Cost mare. Plus și costul mare. Adică pe căptușala asta, cel puțin, are un preț mai mare decât ce am găsit în România la majoritatea materialelor de exterior. Turcia, China, nu sunt țări care să vă ofere materialele? La târgurile astea existau și din Turcia, din China nu, dar am văzut din Turcia, doar că nu aveau aceeași calitate și pentru că majoritatea mergeau exact pe modelul ăsta de a comanda minim 500 de metri, minim 1000 de metri ca să faci bucăți de ordinul miilor și care nu au atenție la detalii atât de mare. Sunt lucruri făcute mult mai în masă și în serie. De când ați început business-ul? Ați început să creșteți și din punct de vedere financiar sau primii ani sunt doar în pierdere? Noi sperăm că pierderea va fi cât mai mică. Momentan, da, suntem în pierdere, așteptăm să vedem când și cum ne vom recupera investiția, dar creștem de la lună la lună, ne bucurăm să vedem că avem cliente, clientele sunt mulțumite, ne bucurăm să vedem feedback-ul de pe internet, că oamenii apreciază rochile, că intră pe site, petrec timp pe site, se uită la produsele noastre, le adaugă în coș, poate abandonează coșul, dar au avut o intenție să cumpere și... Iată și de pe net avem trestatori. Doamne, vreau să văd rochile, vreau să... Cea care, pe care o poartă doamna e superbă, zice cineva. Da. Știți că emisiunea noastră are o parte specială acum spre finalul primei părți. În a doua parte avem un alt invitat. Și partea asta specială se numește Blitz Portret. Ați auzit de? Vă spunem imediat. Gata, nu v-am spus despre partea asta, ca să nu aveți emoții. Dar emisiunea are la sfârșit Blitz Portret, care înseamnă răspunsuri telegrafice la întrebări scurte și foarte
foarte exacte. Da? Exacte sună bine. Sunteți gata? Prima dată răspunde Crăița și apoi tu. Bine? Ce virtute preferați? Dragoste. Aceeași întrebare? Aceeași întrebare. Tot dragoste. Tot dragoste. Ce apreciați cel mai mult la un bărbat? Amândoi. Caracterul. Caracterul. Nu trebuie să răspund la tot aia, da? Ce apreciați cel mai mult la o femeie? Dragoste. Blândețea, grația. Așa, așa, trebuie să fie și oameni. Care este principala voastră trăsătură de caracter? 1, 2. Eu vorbesc despre mine? Da. Expansivitate, cred. A, de caracter, da. 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 Te rog. Blândețe. Ești un om blând. Este, da. Și eu am crezut despre mine că sunt blând până s-a născut copiii, dar după, după nașterea copilor a rămas la fel de blând. E adevărat, mă împinge la limită. Dar a rămas. A rămas. Ce înseamnă a fi fericit? Să fii mulțumit cu ceea ce ai. Să-L cunoști pe Dumnezeu. Foarte frumos. Dar a fi nefericit? A fi nefericit? Da. Cine a spus? Eu rămân la ideea mea, să fii nemulțumitor, nerecunoscător, să-ți dorești mai mult decât ceea ce ai. Nu cred că există nefericire, e doar temporară. Nu există nefericire. Foarte interesant. Ce culoare preferați? Roz prăfuit. Roz prăfuit. Asta ce e? Că nu mă pricep. Este un bordo. E bordo, da? Tu? Nu, cum am preferat. Poate. Tu lucrezi cu culorile, trebuie să-ți placă toate. Da, s-ar putea să placă negru. Negru? Care este un nou culoare, totuși. N-am văzut ochii. A, am văzut. Aveți, aveți. Ce floare preferați? Crăiță. Și hortensia. Și hortensia. Eu nu prea am floare preferată. Orhideea, probabil. Orhideea. Care este scriitorul român preferat? Mihai Eminescu. Să răspund că ea, Mihai Eminescu. Și la poet și la scriitor sau numai la poet? La scriitor. Tot a zis Mihai. Mi-a plăcut Creangă când eram mică. Dar Mihai Eminescu a fost feblețea mea liceul. L-am adorat. Compozitorul român preferat? Muzică românească trebuie să recunosc că nu prea ascult. Deci... Și eu la fel, uite, ne potrivim. Aici, da. Ce ascultați? Ascultăm multă muzică gospel, americană. Gator. Gator, îmi plac mult. Chris Tomlin este cântărețul meu preferat. Dar ascult și muzica laică foarte multă. Nu pot să nu menționez Michael Jackson și Elvis Presley, care au fost pasiunile mele în tinerețe. Cine este eroul vostru din viața reală, pe rând? Sau eroina, dacă aveți? Mama mea. Mama. Un erou. Nu mai greu să zic. Pas? Da, pas. Ce urâți cel mai mult pe lumea asta? Răutatea oamenilor față de alți oameni. Ipocrizia. Aveți un personaj istoric care vă displace? Personaj istoric nu displace. Unul rău. Hitler. Sunt așa mulți. Multe așa, sunt așa mulți. Da. Dar poate tot Hitler. Și unul care vă place foarte mult, personaj istoric. Regina Angliei mă inspiră, mă fascinează. Este a sărbătorit recent 72 de ani de căsnicie. Mai în vârstă decât părinții noștri, numai perioada lor de căsnicie. Și cum se îmbracă Regina Angliei? Cred că te inspiră și asta. Familia regală ne inspiră, familia regală britanică. Kate Middleton, da. Dacă tot sunt în zona, spune Churchill. Churchill. Față de ce greșeli sunteți mai toleranți? Față de toate. Andrei, față de toate. Da.
Nu știu să zic. Cred că fiecare este mai toleranți cu ce tindem să greșim și noi înșine așa. Mai aveți timp de citit? Ce ați citit ultima dată? Oh, aici e o suferință. Biblia. E o suferință. Aș vrea să citesc mai mult, dar nu am când. Acum citesc cărți de copii. E foarte, da. Foarte important. Și cărți de marketing. Ultima carte, Andrei citește mult de marketing. Ultima carte cite de mine despre diversificarea copilului. Aveți un motto preferat? Da, o să încerc să... în engleză sau în română? În română sună așa: nu ești decât ceea ce ești în întuneric. Tot restul este reputație. Oswald Chambers. Adică atunci când nu te vede nimeni. Exact. Ai, ăla ești tu, din întuneric, când nu te vede nimeni. Eu spune motto-ul nostru de la Creasa: Princess by design, elegant by choice. N-aud foarte clar. Princess by design, elegant by choice. Adică prințesă prin design, elegantă prin alegere. Toate am fost create prințese de Dumnezeu, dar a fi elegantă este o alegere. Cine este Iisus Hristos? Mântuitorul nostru personal. Da. Fiul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, dragilor, pentru această seară superbă. Cine dorește să vă caute, vă va găsi. Am prezentat câteva rochii ale voastre, le-am văzut, ne-am îndrăgostit de ele. Eu le-am apreciat din prima. Vă mulțumesc că în programul vostru, care trebuia să fie dedicat copiilor, i-ați lăsat o oră și mai bine cu drum cu tot ca să fiți împreună cu noi. Doamnelor și domnilor, au fost împreună cu noi Andrei Goagă, director de imagine, regizor, antreprenor, Crăița Aine Goagă, program manager, antreprenor. Iată că mai există Crăiese și în 2020, dacă vă cumpărați o rochie de la Crăiasa. În câteva momente revenim în direct cu domnul Toni Berbece, președintele Fundației Profiles. Direcționează 20% din impozitul pe profit pentru dotarea maternităților până pe 31 decembrie prin Salvați Copiii. Sunt tot mai activi telespectatorii noștri, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Vă iubesc pentru asta. Până să trecem la întrebările noastre centralizate, aș vrea să-ți mai citesc încă un mesaj de la Andreea Beatriz. Ce pot să fac astfel încât să-mi păstrez hainele să arate la fel de bine ca atunci când le-am cumpărat? Cum ar fi să poți să pui orice întrebare și să ți se răspundă? Să faci așa? Și să apară specialistul. Sau să existe o emisiune în care tu să pui întrebările. Ei bine, acest lucru este posibil. Sunt Alina Ilioi Mureșan și doar la Alături de Tine toate lucrurile menționate tu poți să le faci. Te aștept în fiecare zi, de luni până joi, de la 19:30, doar la 7:00. Hai să ne întrecem! Mă pot ridica! Surănis, trebuie să sunăm la 112! 112, ce urgență aveți? Doi copii au căzut cu bicicleta. Copii răniți, avem localizarea din aplicație. Echipajul nu se îndreaptă deja spre locație. Oriunde te afli în țară, alege să fii în siguranță. Aplicația Apel 112 este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Vă salut și îmi face o deosebită plăcere să fiu gazda voastră și în această nouă ediție Mensana. Cum îți dorești să fie porția de sănătate de weekend? Dinamică, actuală, colorată. Este important cum arătăm, dar este și mai important ce se întâmplă în interiorul organismului nostru. Care să nu uite de frumusețe, suflet și psihic. De ce este important un consult dermatologic înainte de epilarea definitivă? Aceasta este Mensana, iar eu sunt Consula Bălașa și vreau să fii cu mine duminica de la ora 12. Mă bazez pe tine! Dacă e un campion care nu este un model pentru copii, acel campion începe să nu mă mai intereseze. El nu mai face o imagine bună țării, nici în exterior și nici în interior. Pentru că e vorba și de promovare internă, nu doar de promovarea externă, pe care văd că mai multă lume o folosește atunci când vorbește despre sport, despre campioni. Dom'le, să
ne vadă străinii ce buni suntem. Nu, avem nevoie și noi în țară să ne vedem ce buni suntem și ce putem să facem. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă invit să dați un share emisiunii noastre pentru că ceea ce urmează este de interes național și nu numai. Există o companie de filme pe care mulți dintre noi suntem abonați sau la care suntem abonați, care promovează în ultima vreme tot felul de filosofii. Există în programul pe care unii politicieni îl vizează pentru 2020 deja strecurarea unei filosofii a egalității de gen. În această seară nu vreau să privim cu patimă lucrurile acestea, ci cu obiectivitate, pentru că atunci când privim cu patimă nu este potrivit, dar când privim cu obiectivitate este foarte important să vedem impactul unor astfel de filosofii în România. Bineînțeles că ori de câte ori privești cu obiectivitate ești caracterizat ca fiind homofob, cum îndrăznești să discuți despre subiect, dar îndrăznim să discutăm despre subiect. Și aș vrea să vă arăt niște imagini, ceea ce se promovează astăzi în mass media. Sunt ofensive batjocoritoare ale sărbătorilor. Din perspectiva mea sunt batjocoritoare. Când colegii au imaginile, o să îi rog să le pună. Iată ofensivele acestea. O Marie modernă, care nu a prea arată a fecioară, cu doi Iosif în spate. Alte imprimeuri sau cum să le numesc, alte imagini care pe mine m-au șocat. E prima dată când le-am văzut astăzi, iertați-mi ignoranța, sunt cam naiv, nu prea înțeleg multe lucruri, dar să vedeți mai departe cam ce urmează. Două Marii se roagă la Baby Jesus și doi Iosif se roagă la pruncul Iisus. Sau pur și simplu Iosif, doi Iosif îngrijesc de pruncul Iisus, iată, în fața unei case. Împreună cu noi se află domnul Toni Berbece, pe care îl admir pentru toate bloguri, postările de pe blog și de pe Facebook. Este un tânăr lider creștin care se face remarcat din ce în ce mai mult în România. Bine ai venit, Toni! Bine v-am găsit! Nu știu dacă ai văzut și tu imaginile astea până acum. Le-am văzut. Anul trecut am postat un articol despre cea cu doi Iosif îmbrăcați în roz. Și mi-aduc aminte că a fost undeva în California pusă scena respectivă. Acum, pe această platformă pe care mulți dintre noi ne uităm și avem abonament, există tot felul de filmulețe, piese de teatru batjocoritoare la adresa creștinismului, la adresa lui Iisus, că Iisus ar fi fost gay, că Iisus aprobă acest comportament. Din perspectiva ta ca teolog, ca ființă socială în România a secolului 21, cum vezi această ofensivă și de ce te deranjează așa de mult? Mă deranjează pentru că acești oameni pretind foarte mult că ei sunt creștini, autentici, și după ce se bat cu pumnul în piept tot anul că ei sunt creștini, că ei iubesc pe Dumnezeu, că ei respectă Biblia, că ei respectă cuvântul, apoi iată că în apropierea sărbătorii noastre a creștinilor, în apropierea sărbătorii nașterii Domnului, vin cu astfel de scene pline de blasfemie față de Iisus Hristos. Anul trecut, în preajma Crăciunului, tot compania asta de produce filme și la care te abonezi, nu știu dacă e ok să-i dăm numele, oricum e o campanie de dezabonare de la compania asta, și creștinii ar fi bine să o facă. Anul trecut au postat un film batjocoritor în care Iisus era un bețivan.
la cina cea de taină, Iisus s-a îmbătat și cumva a căzut pe sub mese pe acolo. Culmea a fost că tot compania asta de producătoare de filme și care adună mai multe filme pe platforma, e o platformă online, culmea este că la o gală de filme, o gală foarte recunoscută, comedia asta cu Iisus Bețivan a câștigat premiul de comedia anului, vă dați seama. Deci înspre ce se îndreaptă lumea, să vezi ceva apreciativ la o astfel de blasfemie este culmea culmilor. Însă anul ăsta au mers mult prea departe și l-au înfățișat pe Iisus Hristos gay într-o postare atât de batjocoritoare. Mulți, am citit foarte multe articole din toată lumea postate, și mulți spuneau, măi, imaginați-vă că oamenii ăștia și compania asta ar fi făcut așa ceva cu Mahomed, da? Păi asta voiam să le sugerez eu. Păi exact. Dacă sunteți liberi, da, și totul e ok, de ce nu faceți ceva de genul ăsta? Doi părinți al lui Mahomed, mm-hmm, într-o parte, într-a... De ce nu faceți chestiile astea? Exact. Aș sugera treaba asta. Deci, ei dau o dovadă de o lașitate crasă prin faptul că se leagă, dar noi ca și creștini suntem obișnuiți cu așa ceva pentru că apărătorul nostru este Dumnezeu la tot puternic. Se leagă de cei pe care acest Iisus batjocorit, el ne-a învățat să nu răspundem nici măcar cu o palmă. Și noi nu răspundem. Nu o să încurajăm pe nimeni decât atât, să ne disociem de astfel de blasfemii, să le taxăm în maniera în care putem, anume să nu contribuim cu finanțe la o companie care încurajează batjocorirea lui Hristos. Practic, e tot ce avem noi mai scump, nu? Ca și creștini. Acum, toate site-urile sunt, până la urmă, impregnate cu tot felul de păcate, mm-hmm, mai mari sau mai mici. Ar trebui, dacă urmăm filosofia asta, să ne mai uităm pe internet. Ideea care este? În momentul în care se începe o astfel de, promovare, trebuie să tragem un semnal de alarmă. De exemplu, o companie de telefon, directorul unei companii de telefon, de telefonie, un producător mare de telefoane, chiar la un moment dat s-a afișat și a spus că păcatul lui este un dar de la Dumnezeu, da? Că trăirea în păcat, că alegerea acestei patim, că la urma urmei este o patimă, alegerea acestui fel de viață păcătos, din calea afară de păcătos, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Automat creștinii au sărit și trebuie să se tragă un semnal de alarmă, măcar în perioada respectivă. Hai să vă spun un alt caz. În Ungaria, o companie de băuturi, la fel, a pornit o campanie de promovare a păcatului acestuia, a imoralității acestea, a desfrânării, da? Brandul ăsta de băuturi s-a asociat cu desfrânarea. Cum a fost și la noi în perioada referendumului. Vă aduceți aminte că acest brand de băuturi, foarte cunoscut, cel mai cunoscut brand de băuturi din lume, a sponsorizat și chiar a plătit anumiți artiști ca să ne spună nouă că iubirea nu se votează, vă aduceți aminte? Da. E, măcar atunci, în perioada respectivă, 5 milioane de oameni să nu bea băutura respectivă. Hai că o bei după aia la o lună de zile, altceva. Dar să transmite un semnal de alarmă. Ungurii au făcut ceva. Ungurii... Au sabotat. Exact, au sabotat. Și au reușit. Au reușit, s-a retras. Vă dați seama că îi arzi la buzunar unde îi doare. Îi arzi la Dumnezeul lor, care e Mamona, care este banul. Adică să se vadă să se vadă masa aceasta a creștinilor, că noi ne batem cu pumnul în piept și spunem ne-ați jignit Mântuitorul, dar noi nu facem nimic pentru onoarea și pentru apărarea onoarei acestui Mântuitor pe care noi cu toții îl iubim. Iată ce scrie ziarul Adevărul în urmă cu 4 zile și o să rog pe colegii mei să ne dea o poză. Nu știu dacă știi ideea acestui spectacol de la Cluj. Un spectacol în care niște băieți, iată cum sunt îmbrăcați,
uh-huh. au mâncat slană cu ceapă pe o icoană a lui Isus. Și după mai multă vreme, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a amendat Asociația Pride România cu 2000 de lei. Mm. Deci îți dai seama cu fantastica sumă de 2000 de lei. Dar ziarul Adevărul scrie delir mistic la CNCD. Uh-huh. Ziarul Adevărul are pe cineva acolo, are un băieț. Ziarul Adevărul, dilema veche, nu pricep că cât de mult e infiltrată toată filosofia asta în presa românească. Îmi aduc aminte tot în perioada referendumului că ziarul Adevărul, chiar cu câteva ore înainte de a se vota, înainte de referendum, a postat un articol a unui tip care mi-a fost și coleg. Tipul zicea, uite, eu nu o să votez la referendum pentru că am becuri de schimbat. Și postarea asta a prietenului meu, coleg de institut teologic, presupus preot în Anglia, a adunat câteva like-uri și câteva share-uri. Deci ăsta a zis simplu de referendum, eu nu vreau să votez, am de schimbat becuri. A spus-o într-un mod batjocoritor. Eu consider... Adică am ceva mai bun de făcut. Exact. Consider că, exact cum a spus cineva în perioada respectivă, când nu-ți aperi credința, ai șansa să-ți aperi valorile și nu o faci, cât o lepădare de credință. Pentru că dacă când trebuie să-ți aperi valorile, tu nu ți le aperi, uite cum crește această degradare și ne mirăm cum s-a ajuns aici. Păi cum s-a ajuns aici? Din cauza ignoranței și chiar a lașității noastre. Spunea cineva, monștri se îngrașă din nămolul lașității noastre. Ați înțeles? Monștri se îngrașă din nămolul lașității noastre. Și dacă noi suntem lași, dacă noi suntem pe nicăieri când ei ne spurcă nouă valorile, dacă noi nu suntem de găsit, dacă noi nu suntem în stare nici măcar un vot, o ștampil, alții au murit pe rug, arși pentru a-și promova credința și valorile și pentru a declara că Iisus Hristos este Domnul, alții au murit arși pe rug și noi nu suntem în stare să punem o ștampilă, trăim un creștinism foarte comod astăzi. Deci să spui tu că în perioada referendumului pentru a vota acolo un vot de folos, eu am spus, dacă noi nu vom vota a doua zi, se vor bucura alții de eșecul nostru. Ceea ce s-a și întâmplat. S-au bucurat și au sărbătorit și au luat-o ca pe o victorie. Sincer, a fost așa ca un, știți, scuipat în obraz. Așa de tare m-a durut sufletul și inima pentru că națiunea asta trebuia să lase orgoliu, trebuia să lase toate să-și facă treaba. Și Adevărul, ziarul Adevărul, o persoană, că sunt mai mulți tipi care scriu articole pe acolo, chiar cu câteva zile a zis, vai, cât de apreciată și șeruită a fost postarea unui preot român din Anglia care a zis că nu merge la referendum. De unde? Avea și el câteva like-uri, câteva share-uri. Și tot așa. Delir în jurul unei postări a unui preot cumva a dat de înțeles că tot internetul și toată lumea e de acord cu preotul ăla român care nu va vota la referendum, știi? O manipulare de asta crasă, foarte tare m-am supărat și pe fostul meu coleg și am fost așa amărât, însă știu că fiecare va da socoteală de credința pe care o apără sau nu, fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Tony, nu ești un pic prea supărat pe această filosofie? Aș vrea să fiu mai mult. Explică-mi care este varianta corectă a abordării noastre în calitate de creștini care, să zicem că nu luăm după Biblie. Dar uite, sunt unii dintre ei care spun, domnule, și noi ne luăm după Biblie. Și acum au tradus Biblia. Uh-huh. Au și ei Biblia lor, unde au s-au scos, mai scos câteva da, chestii. Au scos multe și au reinterpretat. Cum este atitudinea corectă pe care trebuie să o avem? Ce de fapt, ce ai tu cu ei? Ce am eu cu ei? Nu am nimic în mod special. Am cu orice păcat, da? În calitate de om al lui Dumnezeu și de apărător al Scripturii și al adevărului, în cugetul meu trebuie să se aprindă un beculeț în momentul în care un om vine și îmi spune păcatul meu nu mai este păcat.
Păcatul meu este aprobat de Hristos, păcatul meu este aprobat de Scriptură. Și un bețiv, dacă vine și îmi spune, eu pot să beau, să-mi distrug viața, eu pot să fumez. Chiar astăzi am primit vestea groaznică că un vecin pe care l-am cunoscut îndeaproape a murit la 50 de ani din cauza tutunului. Răpit înainte de vreme, dați seama, 50 de ani, a murit tatălui la o vârstă destul de înaintată și el a murit, țigările au furat 20-30 de ani din viață, vă dați seama. Orice păcat trebuie taxat prin Scriptură, nu? Evident. Ce mă deranjează pe mine foarte mult este, v-am spus, tocmai această ipocrizie când vii înaintea bisericii, că ei vin și înaintea bisericii, înaintea preoților, înaintea pastorilor, înaintea celor care cunosc Scriptura și cu o sfidare crasă îți spun, nu e păcat. Este ok. Și noi știm că orice păcat, conform Scripturii, orice păcat duce la moarte, nu? Orice păcat are ca și consecință moartea, iar până la moartea fizică există o moarte spirituală care se vede și există așa un miros de moarte în jurul celor care trăiesc în De ce crezi că există un miros de moarte? Boli, depresii cauzate de aceste păcate. Comportament deviat. Am prieteni medici foarte mulți care îmi spun ce se întâmplă. Am un prieten medic în California care lucrează la un spital de boli de genul boli venerice, boli de piele, boli de multe boli necurabile și îmi spune ce se întâmplă acolo și îmi spune care sunt cauzele acestor boli și ce fel de oameni vin pe acolo să-și trateze bolile acestea. Și am prieteni medici psihiatri care îmi spun cu ce se confruntă. Vedeți, se prezintă un anumit stil de viață enorm de destructiv, se prezintă ca o, nu știu, cireașă de pe tort, ca ceva extraordinar de plăcut și eu știu că nu este așa. Și asta încerc să spun. Inclusiv ei știu cât de destructiv este păcatul lor. Nu înțeleg de ce, da bine, nu pot să am pretenții să priceapă lucrurile, să aibă discernământ spiritual, însă eu care l-am, sunt dator pentru generația mea, sunt dator pentru cei care mă privesc să le spun, există moarte, există riscul morții. Când te duci la doctor, ți se spune, comportamentul tău te-a îmbolnăvit. Soția mea este medic stomatolog, da? A făcut 3 ani de medicină generală. A ajutat foarte mulți oameni, de exemplu, să se lase de fumat, pentru că a observat cât de destructiv este fumatul pentru cavitatea bucală. Pentru, vă dați seama, pentru cavitatea bucală. Sunt multe alte boli, le vedem pe pachetele de țigări. Și le spun, v-ați pierdut dinții din cauza, aveți parodontoză din cauza fumatului, aveți mucoasa nu știu cum din cauza fumatului. Se poate supăra omul respectiv și să-i spună, nu mai vin la tine. Nu, pentru că este sfatul unui medic avizat. Ăsta este sfatul unui medic spiritual avizat. Avizat de Dumnezeu, avizat de Scriptură, avizat de Hristos. Și noi, ca și medici spirituali, le spunem oamenilor, asta îmbolnăvește, asta omoară. Oamenii fac ce vor, sunt liberi să facă ce vor, dar nu poți veni, știți cum văd asta? E ca și cum mâine ar da buzna într-o facultate de medicină, niște oameni care n-au nicio treabă cu medicină, s-ar pune la catedră ca și dumneavoastră și ar spune, de astăzi înainte noi facem legea în medicină. Nu ne mai spălăm pe mâini. Exact, nu ne mai spălăm pe dinți, nu ne mai, nu știu, nu mai avem nevoie de medicamente, nu mai avem nevoie de antibiotice, boala aia se tratează așa, boala aia se tratează altfel. Ce are și? Are și un haos total. Nu s-ar lupta, ar fi medici care și-ar da viața, ar fi sau nu? Pentru că s-a depus un jurământ, cum se numește? Hipocrate. Așa. Au depus un jurământ și au zis cu prețul vieții vor apăra, cu prețul onoarei lor vor apăra slujba. Adică e un jurământ al medicului. La fel și în viața mea este un jurământ al unui copil al lui Dumnezeu. Eu am depus un jurământ. Când m-am întors la Hristos am depus un jurământ. Am făcut un legământ cu Dumnezeu că voi apăra adevărul. Și eu nu mă dau la o parte. Cum un medic nu se dă la o parte de pe scaunul lui, cum un medic nu s-ar da la o parte de la catedra de facultate de medicină ca să ia altul locul și să vină să învețe pe studenți
o nenorocire, la fel nici eu nu mă dau din cale. Am spus-o și după referendum. Peste mine nu trece nimeni. Voi trâmbiți adevărul. M-au, cum să zic eu... A intrat în colimator, a intrat în vizor. Am intrat în vizor, cu siguranță, dar nu asta e problema. Și Facebook-ul de 1000 de ori m-a amenințat: domnule, dacă mai postezi, ai grijă. Nu-mi pasă. Instagram-ul la fel: domnule, vezi că e ultima oară, dacă mai postezi, nu-mi pasă. Serios, primesc foarte des, mă blochează, mai îmi șterg postări. Nu-mi pasă, pentru că un creștin care este însuflețit de Duhul lui Hristos e neînfricat, e ca un leu. Un leu al adevărului, Iisus e leu din Iuda. Adică când îmi văd copiii în pericol, am doi băieți, 11 ani și 7 ani. Când îmi văd copiii în pericol, când de îmi ce văd... sunt copiii în pericol? Din cauza unui comportament disfuncțional care este în jurul lor prezentat ca ceva normal, natural, curat, pur, și eu nu vreau așa ceva pentru copiii mei. Adică când tu vii inclusiv în școală sau prin materiale să îmi înveninezi copiii și să îi înveți contrar scripturii, suntem o țară 99,8% creștină, așa ne declarăm. Când tu vii să-mi înveți copiii împotriva conștiinței lor, împotriva conștiinței mele, împotriva credinței mele, deja nu mai îmi prezinți interesul meu ca cetățean. Și conștiința cum îi zice, Constituția îmi garantează asta, nu? Îmi garantează libertatea cugetului. Ok, în patul lor poate să facă ce vor, dar nu în școala mea. Sunt profesor, am predat elevilor 5-8, nu-mi permite slujba pe care o am, nu-mi permite această funcție de director de asociație, nu-mi permite să mă implic ca profesor full-time. Însă când am șansa și când sunt chemat să ajut școala să iau locul unui profesor care s-a îmbolnăvit, care nu mai poate să încheie medicile, mă duc acolo și stau 2-3 săptămâni și ajut școala și vorbesc foarte mult cu elevii, am uneori pe mână câteva sute de elevi și văd puritatea lor și văd în pericol. Și atunci mai ales ticăloșia care mă doare foarte mult pe mine este că sunt vânați ei în puritatea lor, care nu pot decide. Dacă înveți un copil că dacă se dă cu capul de perete când îl doare capul, că îi trece, el asta va face. Dacă noi învățăm așa, ei asta vor face, pentru că ei n-au discernământ. Copiii depind de discernământul nostru, al adulților. Copiii depind de ceea ce văd la noi. Și dacă, de exemplu, am înțeles în Anglia, li s-a dat copiilor libertatea să-și aleagă genul, da? Și am înțeles că câteva mii de copii deja au ales această cale. E ca polistirenul pus pe blocuri. Nu știi ce se întâmplă peste 50 de ani cu polistirenul ăla pus pe blocuri, știi? Când nu se testează în timp anumite chestii, anumite medicamente sau anumite lucruri și sunt prezentate ca fiind bune. Și după 100 de ani sau după 50 de ani vezi efectul. Vezi că polistirenul ăla pus pe bloc e praf, s-a făcut praf și a rămas așa, te încoiala în aer. Deja în Anglia au început să apară, a început să crească buba asta. Și deja oameni care au cerut schimbare de sex, care au cerut tratamente hormonale, deja cer reversul, dar e prea târziu. Oameni care au început să facă schimbări drastice asupra organismului lor, cum dai înapoi? Cum faci reversul unei schimbări hormonale? Cum pui ceea ce ai tăiat? Am auzit că și în România, am citit în presă, se susține de către statul român operația de schimbare de sex în jur de 60.000 de euro costă această schimbare și se susține, adică dacă ești angajat și pur și simplu te duci, e posibil să-ți deconteze casa de asigurări. Știi, când mă duc să fac niște analize eu la medicul de familie, știi ce îmi spune mai de fiecare dată? Nu sunt fonduri, știu. Veniți, vă rog, primele săptămâni din ianuarie, că atunci prindem faza cu fondurile, faceți analize, dar acum, prin decembrie, nu mai există. Și tu ai nevoie atunci și trebuie să le plătești. Asta am pățit de zeci de ori. De ori, n-au 40 de lei să... Dar operație de schimbare de sex, iată că se zice că se decontează. Da, a apărut de curând o persoană, chiar la televizor, am urmărit, am văzut ceva postări, o persoană care plângea, regreta amarnic că trăiește chinuri cumplite, că a făcut chestia asta. Am văzut mărturii și există pe YouTube și trebuie căutate. Oameni care spun că ar da orice să întoarcă chestia asta. Biblia spune un lucru și este foarte real, foarte adevărat. Tot ce spune Biblia este
E probat. E probat tot ce spune Biblia. Zice Dumnezeu în Psalmul 119, cuvântul meu este încercat. Adică e încercat și e dovedit adevărat. Spune, un om luat din locul lui e ca o pasăre luată din cuibul ei. Și aici se referă la inclusiv, vedeți, dau așa o conotație pe discuția noastră. Iei unui om genderul, da? Și dă-i altul. Niciodată nu o să intre în piele, nu o să încapă în piele această schimbare. Niciodată. Întotdeauna va avea frustrări, întotdeauna va avea... Dar dacă el așa s-a născut, așa se spune. Cum? Așa s-a născut. Cu aceste inclinații. Și aici este o altă înșelătorie, pentru că am întâlnit tineri. Una este să crezi din pruncie anumite chestiuni și alta este să te naști așa, științific. Chiar când am fost la o emisiune, la o altă televiziune, o doamnă de acolo din platou a sărit și a spus, sunt studii, și am tăcut, am zis, nu eram foarte informat, am tăcut și cumva am stat reticent și mă gândeam, bă, chiar or fi studii? Nu eram foarte pregătit și n-am răspuns. M-am dus acasă și am cercetat, am căutat studiile alea. M-am dus pe toate site-urile medicale de cercetare, pe cromozom, pe tot felul de așa chestii genetice. Și chiar am găsit foarte multe studii care demonstrează că nu te naști. Un om care, de exemplu, am fost într-un cartier dintr-un oraș din România unde erau copii de 11 ani, 12 ani, alcoolici. Erau alcoolici, efectiv. Am întâlnit un tânăr de adolescent care era cu perfuzia în pat, era drogat. Și avea o stare de sevraj și era cu perfuzia în pat, zăcea. Și ăla poate să zică, știi, eu m-am născut cu foamea asta după alcool. Cum, de exemplu, îl convingi tu pe un om care zice că s-a născut pedofil, că nu s-a născut așa? El îți poate spune, eu de mic, din adolescență, de la 11-12 ani am avut atracție față de așa, am crescut la 14 ani și iarăși am avut atracție față de așa și eu de mic am avut. Eu niciodată n-am iubit fetele, n-am iubit sexul opus, eu am iubit bebeluși, exact, dar în modul sexual, erotic. L-ai crede? Sau un om care zice, vorbim de orice patimă, da? Un criminal în serie îți zice, eu așa m-am născut. Am genă de criminal. Am genă de criminal în serie. Hai să dăm vina pe gen acum, nu? Eu m-am născut bețiv, ăla s-a născut drogat, ăla s-a născut criminal în serie, ăla s-a născut hoț. Hai să-l scuzăm și pe hoț și să-l băgăm pe tratamente și să, în loc să-l trimitem la închisoare, îl băgăm în spital pe pastile, că el s-a născut cu pofta asta de a fura. Eu am o singură problemă. Poate să zică unii că sunt și eu homofob, dar am o singură problemă. Problema mea este nu ceea ce fac ei și fiecare își decide viața pe care o trăiește într-o anumită formă. Problema mea este aceasta. De ce vrei să răspândești acest comportament? Uh-huh. De ce vrei să-l răspândești? Și mai ales în viața oamenilor care au și ei anumite limite, au și ei anumite direcții. Uite, spre exemplu, majoritatea dintre creștini, începând din luna decembrie, se gândesc la ideea de naștere, chiar dacă noi știm că, din punct de vedere istoric, Iisus a născut toamna. Ne bucurăm să cântăm despre nașterea lui Iisus, ne bucurăm să predicăm despre nașterea lui Iisus. De ce să batjocorești aceste repere pe care unii oameni le au sincer și pur și simplu cu curăție de inimă? Asta este dilema mea. De ce să batjocorești aceste chestiuni? Ce crezi că e la mijloc aici? E o agendă, e o provocare. Îmi permiteți să merg mai profund decât aspectele acestea umane. Eu cred că e și sunt convins că e un demonism la mijloc. Este lupta aceasta între Hristos și Satana. Este lupta aceasta, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl credem în întregime spune foarte clar, Iisus a venit să nimicească lucrările Satanei. Încă de la nașterea lui Iisus Hristos, Satana a turbat, a urlat. Cum a urlat?
în preajma nașterii Domnului Iisus Hristos, Satan a urlat într-un mod teribil. S-a ridicat Irod și a zis: omorâți toți copiii din Betlehem. Se spune, unii istorici zic că ar fi ucis 500, alții spun că ar fi ucis 2000. Între 500 și 2000 de copii au fost uciși. A urlat Satana, a urlat la rău împotriva lui Iisus și urlă și astăzi. Eu văd aici o chestiune profund spirituală. Îl văd pe vrăjmașul. Este singura explicație sau este cea mai plauzibilă explicație. Dorința asta drăcească de a pângări neprihănirea, puritatea, de a pângări, de a denigra salvarea noastră la urma urmei. Adică cel care a murit pe cruce pentru noi și ne-a oferit și eu am această pace, eu am siguranța salvării în Hristos, o trăiesc, se vede pe chipul meu, se vede în trăirea mea. Hristos este modelul meu, sunt căsătorit de la o vârstă fragedă, m-am căsătorit cunoscând o singură femeie, dar am cunoscut o singură femeie pe scumpa mea soție și Hristos a fost modelul meu pentru așa ceva. Nu mi-am înșelat niciodată soția, n-am bătut-o, o iubesc ca pe ochii din cap și toate astea curg din Hristos spre mine. Deci iată că modelul acesta, Hristos, funcționează. Puterea, forța lui Hristos funcționează. Și eu sunt unul dintre milioanele sau miliardele de exemple de-a lungul istoriei. Și atunci când tu vii să pângărești neprihănirea lui Dumnezeu, când tu vii să pângărești salvarea trimisă de Dumnezeu omenirii, aici văd un act demonic, văd un act de turbare demonică, un act de turbare a Satanei, care a pierdut deja, a pierdut. El a fost învins la cruce și a fost deja judecat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pentru el a fost făcut iadul, nu? Pentru el și pentru demonii lui. Credem asta și știm și ni se mai spune ceva. Tot cuvântul lui Dumnezeu la care mă raportez din nou spune așa: în vremurile de pe urmă, când sfârșitul îi se va apropia, ne spune cartea Apocalipsa, pe care știu că o îndrăgiți, ne spune că va începe să dea strașnic din coadă, va începe să turbeze de mânie. Mânia, ura, răutatea lui se vor vărsa pe pământ. Va fi trimis, va cădea și de acolo din văzduc, de unde stă și luptă încă între Dumnezeu și om și caută să înșele pe mulți. Mânia lui va coborâ la nivelul omenirii și acolo vom vedea ura lui revărsată din plin asupra creștinilor. Persecuția deja începe să crească vertiginos împotriva noastră și nu mă miră, Scriptura ne-a avertizat de lucrul acesta și să nu ne mire că, atenție, persecuția împotriva creștinilor va începe din cauza unei ideologii care are de-a face cu această destrăbălare sexuală. Da? De unde știi lucrul ăsta? Din Apocalipsa. Spune în judecata pe care Dumnezeu i-o adresează curvei celei mari, da? Îi spune: pentru că ai spurcat pământul cu ale tale curvii și pentru că ai ucis, da? E un verset care vorbește despre asta, pentru că ai ucis dintre sfinți, pentru, evident, sfinți care ți-au stat împotrivă, pentru că au stat împotriva vrăjitoriei și curviei tale cu care ai spurcat pământul, Dumnezeu rostește o mare judecată împotriva ei. Așadar, persecuția în vremurile de pe urmă și lupta noastră a creștinilor va fi cu acest drag de curvie care caută să spurce pământul prin toate formele. Prin toate formele. Mamă, este cele un discurs mai foarte radical pe care l-ai și nu e al meu. Mă înfioară pur și este simplu. Este discursul Scripturii. Eu m-am șocat pentru prima dată când am citit ideea că David și Ionatan ar fi fost altfel de prieteni. Nu o relație curată. Sau mai radical de atât, că Iisus și Ioan. Ioan, că se odihnea cu capul pe pieptul lui Iisus. Exact. Vedeți, iarăși, cât de stricat să fii să te legi de așa ceva și să îți susții păcatul cu o disperare groaznică prin exemple din Scriptură, care este pură din scoarță în scoarță și coperta ei este sfântă și pură și curată. Cum să vii să-mi spui tu mie, le spun oamenilor, dragilor, am învățat să citesc pe Biblie. Mama nu mă lăsa să ies din casă până nu citeam. Din Biblie. Cartea mea de colorat a fost Biblia.
Deci eu am avut cărți de colorat cu Iosif, Maria, Pruncul Iisus. Citesc Biblia de mic copil, de la 7 ani de când am învățat să citesc. Am citit-o și în engleză și am învățat 2 limbi străine pe Biblie. Da? Am primit o Biblie în vreo 4 limbi și avea și engleză și franceză. Și am învățat engleză citind un verset în engleză și unul în română. Și subliniam cuvintele, a, ăsta e al treilea, de ce ăla? Și le notam. Și franceză la fel am învățat. Și cunosc Scriptura. Nu mă poate păcăli nimeni. Nu mă poate păcăli nimeni. Și mai mult de atât, cunosc nu doar litera Scripturii, cunosc spiritul Scripturii. Avem dificultăți totuși aici. Care este atitudinea potrivită? Atitudinea potrivită este una de vehemență. În vremuri atât de radicale, vehemență, să stăm cu adevărul, să fluturăm adevărul. Nu suntem chemați la violență, nu suntem chemați la... Nu vânează nimeni pe nimeni aici. Adică noi cel puțin nu vânăm, poate ei o vor face. Noi nu-i vânăm pe ei. Aici nu vorbim despre... Vedeți, nu este un război declarat din partea noastră. Vedeți, într-o țară 98% creștină ei își pot face cluburi. E adevărat? Da. Într-o țară 98% creștină, 99,8% ei au putut să facă chiar și parade. Deci nu e un război declarat din partea noastră. Noi ne-am văzut de treabă liniștiți cum și facem. Problema este când devin agresivi față de noi și închid afaceri, ne forțează să ne scoatem copiii din școli și să-i băgăm în homeschooling. Am prieteni în America care fac lucrul ăsta, care fac homeschooling tocmai din cauza asta. Am cunoscut pe cineva ieri care mi-a spus că câteva familii din Londra s-au întors în România tocmai pentru această chestie. Da, provocarea vedeți, continuă. Vedeți, încă o chestie, mă scuzați. Da? Noi nu dăm în judecată pe nimeni, vedeți? Ați văzut vreun creștin să dea în judecată, să cheme în tribunale, domnule, te chem în tribunal că mi-ai spus nu știu ce prostie la copii. Noi plantăm lumină și avem încredere că acea lumină rezistă. Tot ei cheamă în tribunale, tot ei. Noi nu facem decât să ne apărăm și să ne apărăm prin prisma adevărului, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult, Toni, pentru această seară, doamnelor și domnilor. Iată provocări acum în prag de vacanță, de zile de sărbătoare. Trebuie să avem discernământ, un spirit blând și liniștit, plin de dragoste, dar niciodată să nu numim răul bine și binele rău. Sunt Cornel Drăvășan, a fost împreună cu noi Toni Berbece, în a doua parte, președintele Asociației Profides. Seară bună! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.